Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Alături de mine este Mihai Gânj, inițiatorul Fast Track Kids și președintele English Kids Academy. Astăzi vom dezbate subiectul idei pentru școala altfel și totuși la ce este bună școala altfel. Vreau să aud părerea unui specialist, dar mai presus de atât, vreau să dezbatem așa părerea părinților, care unii se necăjesc atunci când vine vorba, vine vorba despre școala altfel, fiindcă cei mici pleacă peste tot la diferite muzee și se pune problema financiară sau sunt alți părinți care sunt complet nemulțumiți fiindcă la în școală nu se întâmplă absolut nimic. Salutare și bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Școala, altfel ca idee, este sigur o idee extraordinară. De ce? Sunt mai multe motive. Unul din motive este uh, acela că în sine această portiță deschisă timp de o săptămână în cadrul școlii tradiționale poate fi folosită pentru a explora ceva cu totul nou, ceva cu totul uh, interesant și foarte relevant pentru procesul de învățare. Practic, ea presupune această școală altfel, ieșirea din lecția tradițională și chiar din spațiul în care are loc lecția tradițională, de unde și, în mod normal, toate ieșirile. La teatre, la muzee, în locuri în care, mod normal, pe parcursul anului școlar, nu mergi cu școala, uh -huh. școala tradițională. Pentru că cele 50 de minute ale cursului trebuie să aibă loc în sala de curs, dar într-un fel prestabilit pe care îl știe profesorul. Da, pentru acest, a ține trebuie, lecția. acest trebuie, mă face să mi se ridice un pic părul. Da, și dar din cauza asta, repet, poarta deschisă în timpul școlii, altfel. Este extraordinar de, de, de binevenită. Bun, deci este ocazia lor ca să facă altceva pe care nu-l fac în timpul... Altceva atractiv, care să stârnească uh, pasiunea copilului, să iasă din sala de curs într-o sală uh, nouă, sală în ghilimele, pentru că nu mai este sală, poate fi parcul, poate fi muzeul, poate fi sala de teatru, sala de spectacole, poate să fie... O fabrică poate să fie uh, atelierul unui sculptor, atelierul unui pictor, poate să fie culisele uh, sau scena în care repetă actorii. Deci bine ar fi ca această școală, altfel, să poată, de exemplu, să, să conțină activități, uh, fiecare dintre ele să stimuleze măcar uh, una din cele opt inteligențe multiple ale copiilor. Da? Și în cele cinci zile ale săptămânii, altfel, să ai... Măcar o activitate, dacă nu două, care să meargă pe fiecare din inteligențele multiple ale copiilor. Da, și atunci vom avea probabil un program minunat creat în felul următor. Luni, poți să vizitezi teatrul și locul în care actorii repetă o anumită piesă. Da? Se poate vizita în București e foarte frumos tot ce este pus la punct în opera comică pentru copii. Oh, da, da, iubesc pe oamenii ceea ce au putut să facă, este fabulos. Doamna directoare Felicia da. Filip dincolo de o extraordinară căntărețe este și se pare foarte bun manager și da. poți să mergi cu copiii, Așa să este. vezi cum repetă actorii, cum să vezi în patele să... scenei cum se pregătește. Corect, să bată gongul, să vadă ce înseamnă, da, 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 foarte da, multe da, lucruri da. pe acolo, într-adevăr. Haideți să discutăm puțin, te rog frumos, și despre cei care nu au parte de școală altfel. Nu-mi dau seama, noi încă nu suntem la școală, nici nu vreau să generalizez pentru că ar fi absurd din partea mea, însă, Uh, având prieteni uh, cu vârste diferite, copii cu vârste diferite, știu clar că există discuții în care uh, ori părinții nu au fost de acord ca cei mici să petreacă timp la școală altfel, adică să iasă din cadrul școlii și să facă diferite activități, ori pur și simplu doamna care este la clasă nu face aceste... Este o mare eroare din punctul meu de vedere ca educator să nu fructifici la maxim această deschidere extraordinară din... Uh din școală. Dar altfel. nu crezi că ar trebui să fie adică o, un echilibru între părinte și cadru didactic, adică să se înțeleagă și de o parte și de cealaltă cât de important este pentru dezvoltarea lor, exact cum spuneai ceva mai devreme vis-a-vis de -vis aceste inteligențe? Da. Eu cred că atunci când părintelui se explică beneficiile unui program foarte bine realizat și bine așezat și bine structurat nu repet, cum să că... care ar putea fi structurat, mai multe feluri de a fi structurat, dar dacă am structurat pe inteligențele multiple, Clar s-ar vedea cum copilul are ocazia să înflorească, să, să descopere în el însuși noi și noi potențialități. Uh -huh. da? V-am dat exemplu cu teatru ca idee, dar la fel de bine se poate merge în diferitele ateliere de lucru ale diferitelor profesii. Să vezi un croitor, să vezi un bucătar. Să vezi un brutar, să vezi un mecanic, să vezi un inginer de care construiește motoare și așa mai departe, copiii să aibă ocazia, în mod uh, deliberat, structurat, într-un program care îi poate duce să, să vadă realitatea fiecărei profesii în parte. Și fiecare profesie în parte e în legătură cu una din inteligențele multiple aflate în ei, pe care ei poate le au preponderat în ei și atunci pot prinde gustul vieții, practic. Școala, educația făcută pentru viață, nu pentru abstracțiuni sau diplome care rămân De pe De câte pereți. ori este școala altfel? Eu nu știu, na, dacă nu suntem la școală încă O nu. dată pe an, cinci zile într-o săptămână. Așa puțin? Da, cel puțin o dată pe an nu există această cred. Așa posibilitate. Puțin. Oh, au păcat. existat, cum să zic, și oameni care s-au opus idei pentru că și oameni din sistem și oameni, și părinți care au spus, nu știu ce o să fac, fără bani. Ideea principală este: școala care se poate face și fără. fără bani. bani, da, exact. Uite, um, observați un documentar uh, în străinătate cum copiii din Statele Unite au început să planteze uh, legume uh, la școală, mm -hmm. pe acoperiș. Um, tocmai ca să mănânce sănătos, dar important era să vadă tot procesul legumei în sine, cum se plantează, yeah. cum trebuie să ai grijă de ea și așa, așa mai departe. Și erau copii absolut fascinați, pe lângă faptul de ceea ce făceau ca și activitate, faptul că puteau să o pună în farfurie și puteau să o gătească și o vedeau cu totul cu totul altfel versus atunci când se ducea la supermarket. Și yeah. eu cred cu tărie că se pot face foarte multe lucruri fără bani, adică să ne mai cramponăm în partea financiară, într-adevăr, Banii sunt un rău necesar, dar până la urmă nu ne definesc și cred că este mult mai important să înțeleagă și de o parte și de cealaltă cât de important este această școală, altfel cu acele activități care pot ajuta copilul să-și găsească sau să-și dezvolte acele inteligențe uh, despre care noi tot am vorbit aici la Itibiții. Și să descopere viața. Exact. Ieșim din sala de excurs pentru a redescoperi Viața în toate aspectele ei. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost încă o dată alături de noi, iar pe voi, dragilor, vă invit în cazul în care nu ați ascultat emisiile noastre vis-a-vis de inteligențele multiple, să intrați pe site-ul și veți vedea cât de frumos a putut să să vorbească Mihai gân și să le detalieze. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și, Mihai, nu uita, te aștept din nou! Ciao!